Pe mine mă așteptați? Da. Ce s-a mai întâmplat? Uscat și degradat, noul Botanic Therapy Olive Mythic cu ulei de măsline. Experții noștri au selecționat uleiul de măsline virgin pentru mixul hrănitor ce îngrijește părul uscat și degradat. Cu Botanic Therapy, părul este hrănit până la vârfuri, fără a-l îngreuna. Noul Botanic Therapy redă părului frumusețea naturală. Garnier. Sonia, de când ai revenit în casa asta, viața noastră a luat-o iar răzna. Și eu, sincer, nu vreau să mai trăiesc odată ce am trăit acum 6 ani. Așa că pentru liniștea copiilor noștri, care bănuiesc că vă interesează pe amândoi, și pe tine și pe soțul tău, vreau să plecați azi din casa tatălui meu. Dar noi de ce suntem aici? Pentru că au de vorbit treburi de oameni mari. Ce treburi? De oameni mari. Eu niciodată n-am fost trimis în camera mea la Petrușiță. Eu da. Vrei să ne jucăm cu papușile? Nu! Eu vreau să aflu ce se vorbește jos. Dar nu avem voie jos. Eu vreau jos. Vreau la tatăl meu. Treaba ta. Eu mă joc cu Rosie. Hai, Rosie, ia uite. Sonia, nu te vreau aici. Pur și simplu nu se poate. Îți aduce aminte ce ai făcut, nu? Tu, Alex, știi prea bine. Eu nu știu. Sonia a avut o relație cu Alex în timp ce era măritată cu tatăl meu. Și când dovada a apărut, tatăl meu a murit. Deci înțelegi ce nu vreau să mai trăiesc. Între mine și Sonia nu mai e nimic de mult. Eu sunt măritată cu Adrian și îmi respect soțul. Știi ceva? Felicitări, bravo ție! Dar voi doi, unul lângă altul, atât de aproape, e mult prea mult pentru mine. Să știi că oamenii se vindecă de boală, de orgolii, de dragoste. Vă cer să ne despărțim de dragul copiilor noștri, pentru binele lor. Mă acuz de ceva ce nu mi-amintesc să fi făcut. Am fost amnezic în tot timpul ăsta. Ce vină am eu? Sonia a venit aici să se vindece. Să se vindece la ea acasă sau la Roxana. Eu vreau să-mi cresc copilul într-un mediu sănătos. Ai fi putut avea răbdare măcar o zi. Cu tine? Niciodată. Nici nu știu ce mai cauți aici. Vreau să aflu cine sunt. Cine ești? Vrei să știi cine ești? Îți spun eu. Ești o curvă. Tu să taci. Ești o femeie stricată care a avut o relație cu logodnicul meu cât timp era cu tatăl meu. Căsătorită. Asta ești. Îi faci rău Soniei. Și mie îmi face rău. Ea îmi face rău. Prezența ei aici. Sonia, te rog să pleci. Vreau să-mi cresc copilul în liniște. Departe de una ca tine. Șșșt! Hai, prieten! Tati Lino, taci un pic sau ce zice vaca poata aia? Nu m-aș fi întors niciodată dacă nu m-ar fi chemat amintirile. Da. Poate că am aflat tot ce era de aflat. Am avut o viață fericită cu Adrian până să mă reîntorc în iadul ăsta. Toți din familia asta sunteți mâncați de patim și orgoli. Familia Caragea nu are nicio vină. Tu ești singura vinovată. Da. Sunt vinovată pentru că am iubit pe cine nu mă merita. Zi ceva, Alexiova. Caragea. Uh-huh. Îl cheamă Caragea. Doar așa l-am acceptat ca tatăl copilului meu. E și tatăl copilului meu. Ce spui? Victor are 5 ani și 2 luni. Asta m-a deschis un sertar și am aflat că Adrian nu e tatăl lui Victor. Tu știai asta? Ce spui, Sonia? Victor e mai mare decât Mara cu 2 luni. Și atunci înseamnă că Mara și Victor sunt frați de tată. Tatăl e cel care te crește.
care te ia în brațe când ai colici, care ți-a temperatura noaptea, care te ajută să faci primii pași și mie Victor îmi spune: tată, poți să trăiești cu asta? Da! Pot să trăiesc, am doi copii, pe Mara și pe Victor. Gata, încetează, te rog. Ai avut dreptate, nu? Noi o să mergem acasă. Hai, Sonia. Ba da, trebuie să plecați acum. Cine hotărăște asta? Eu? Fiecare la casa lui și cu familia lui. Victor are familia lui și Mara are familia ei. Pum. Cine a hotărât asta? Nu! Nu lăsa să plece. De ce, mama? De ce? Nici să nu plece. Ai văzut că e bolnavă și că a căzut pe jos. Nici pe Traian nu l-ai lăsat să stea cu mine. Așa faci tu de fiecare dată. Tata, fă ce faci, să nu plece. Nu vreau să plece. Prințesa mea. Nici eu nu vreau să plecăm. Spune-le lui mami și lui tati că nici eu nu vreau să plecăm. Opa! Ce avem noi aici? Ce s-a întâmplat? Am intrat într-un moment romantic. Ce fac, mă, Sorela? Tot pe nerv? Unde ai fost? Am fost și am băut. Da? Na, uite, când un om este căzut, trebuie să consume alcool, nu? Nu-i așa? Da, adică, nu știu. Interesează pe cineva? Te interesează sau? Mami. Te interesează? Du-te în camera ta, te rog. Te interesează? Petru! Hmm? Petru! Du-te în camera ta, te rog. Nu, fii atentă cum facem. Luăm noi rahatul și-l băgăm sub preș, da? Cum facem mereu. Și să ne prefacem că suntem fericiți. Hmm? Nu? Nu suntem fericiți? Și tu, Alex. Prietenul meu, Alex, nu suntem noi fericiți? Nu ești tu fericit cu căsnicia ta? Perfectă, pristină, sub contract? Hmm? Hai să vorbim când te trezești, da? Da.